Bună ziua, sunt Raul Kiș și urmăriți emisiunea România Via Cluj. Invitații mei de astăzi sunt Lia Valendorfan, manager al biroului de la Cluj al Europe Direct și Dan Mureșan, primul clujan care este membru al Comitetului Economic și Social European. Bună ziua, mă bucur că sunteți aici. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Bună ziua. Iată, Uniunea Europeană, Comisia Europeană are doi reprezentanți în Cluj. Domnul Dan Mureșan, care este și vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Lia Valendorfan reprezintă Europe Direct, o instituție, ca să spun așa, care ține aproape, e o curea de transmisie, de fapt, a informației de la Comisie către comunitatea clujană. Cu siguranță există puncte comune pe care putem să le atingem aici, prin prezența noastră la această masă. Să începem mai întâi cu acest eveniment, deschiderea biroului Europe Direct la Cluj. Lia Valendorfan, ce înseamnă acest birou și ce misiune are? Mulțumesc. Prima dată aș face o precizare. Nu sunt un reprezentant al Uniunii Europene sau al Comisiei Europene. Sunt managerul punctului local al Uniunii Europene, care se numește Europe Direct Cluj. Europe Direct este o rețea de centre de informare care funcționează în toate statele membre. Vorbim despre, acum în 2021, despre o nouă generație de centre Europe Direct, 420 de centre pe tot cuprinsul Uniunii Europene, în România 24 de centre. Noi vrem să aducem, spus foarte pe scurt, Europa mai aproape de cetățeni. Vrem ca nu numai informația europeană corectă și completă să ajungă mai ușor la fiecare dintre cetățeni, dar și să îi implicăm pe aceștia în dezbaterile privind politicile europene, mai ales acum în perioada de refacere de după pandemie. Este foarte important ca fiecare dintre noi să participăm la creionarea viitorului Europei așa cum îl imaginăm noi și cum îl dorim noi. Europe Direct acționează ca un fel de mediator. Practic, suntem organizatori de evenimente pe plan local, suntem organizatori de evenimente ca sprijin pentru Comisia Europeană, pentru Parlamentul European, în măsura în care vin în teritoriu, să vedem cum ne va lăsa evoluția pandemiei să facem aceste întâlniri și fizic. Și în afară de asta, bineînțeles că ne ocupăm țintit de anumite grupuri. Mergem în școli, vorbim despre Europa, distribuim publicații europene, facem întâlniri cu jurnaliștii în care încercăm să decriptăm limbajul de lemn, cum mai este numit european. De asemenea, să aducem informația poate mai rapid pe masa lor decât s-ar întâmpla din alte surse, să vorbim despre dezinformare, care este de asemenea un subiect fierbinte, să vorbim despre digitalizarea presei, care este de asemenea un subiect fierbinte. Ne ocupăm, am spus, de școli, de jurnaliști, de asemenea în universități, întâlniri cu studenții, pentru că acest grup țintă tinerii între 18 și 24 de ani este unul foarte interesant pentru instituțiile europene. Acolo găsim creativitate, acolo găsim idei noi, suflu nou și energie. Puternic, energie și pentru viitoarele proiecte. Și domnul Mureșan duce, sau este reprezentantul intereselor din sectorul de business, nu? De afaceri și duce mai departe doleanțele și criticile, observațiile mediului de afaceri față aici de legislația europeană. E foarte interesantă și chiar vă felicit pentru ideea aceasta de a pune în legătură Europe Direct cu Comitetul Economic și Social European. De ce? Pentru că sunt ambele poziții, sunt piloni ale țărilor în relația cu instituțiile europene. Și pentru că, în primul rând, Comitetul Economic și Social European analizează, critică și își dă acordul pe tot ce înseamnă legislație europeană și curs viitor european, iar informarea aceasta din Europe
direct, de a înțelege populația ceea ce se întâmplă la nivel european, este un melanj perfect care poate să apropie țările de această diplomație europeană greu de înțeles uneori și de acest curs destul de complicat care îl vedem în a înțelege câteodată politica europeană, cum se aplică la nivelul țărilor, dar de ce? Este foarte logic. Pentru că există un mare decalaj economic deocamdată între membrii Uniunii Europene și așteptările sunt de multe ori total diferite și înțelegerile sunt total diferite și atunci acest lucru poate crea un câștig pentru toată lumea. Da, este eficient un astfel de dialog, o astfel de deschidere și în general, chiar dacă, vedeți, aici este, în Comitetul Economic și Social sunt trei actori, angajatorii, salariații și societatea civilă, dar nu sunt trei actori izolați, sunt trei actori care lucrează împreună pentru viitorul cetățenilor europeni. Deci aici este, de multe ori se înțelege că angajatorii se luptă cu salariații sau societatea civilă este împotriva partenerilor mediului de afaceri. Nu e adevărat. Totul este o condiție în care trebuie să ne gândim că este o colaborare perfectă, pentru că eu nu doresc să exploatez, doresc să creez condiții mai bune, Europa dorește să aibă o politică largă și atunci normal că lucrurile acestea sunt foarte eficiente. Așa e. Aș mai adăuga ceva, pentru că sunt fost jurnalist. Da. Știu că aceste subiecte europene nu sunt foarte atractive. Sunt destul de abstracte, lumea nu prea înțelege, lumea e interesată de proximitate, de ce se întâmplă aici, imediat, în comunitatea exact. Noastră. Dar cu siguranță, multe legi europene și multe măsuri care se iau la Bruxelles ne afectează în mod direct. În mod foarte important, pentru că viitorul nostru este modelat la nivel european, pentru că suntem o familie europeană și trebuie să ne simțim totdeauna integrați în totalitate în această familie europeană. Aș vrea să trecem abrupt într-un subiect important și anume măsurile economice pe care Uniunea Europeană le ia pentru a contracara efectele crizei economice determinate de pandemie și aș vrea să vă întreb cum percepeți aceste măsuri, dacă considerați că sunt coerente și aduc un plus pentru societatea afectată de pandemie, pentru mediul economic, pentru persoanele fizice chiar. Cine începe? Da. Lia Valendorfean. Lia, te rog. Aș începe cu cele 6 ambiții pentru Europa a Comisiei Europene actuale condusă de doamna van der Leyen, pentru că e foarte important să înțelegem ce se întâmplă. Sunt 6, dintre care primele 3, a European Green Deal, adică cu toții vrem un aer mai curat, o Europa verde, da? Trebuie să lucrăm pentru asta. După cum știm, ambiția este ca în 2050 să avem 2030 să se reduce cu 40 exact. Și după aceea până în 2050 să nu avem amprentă de bioxid de carbon. Exact. Asta este, dar lucrurile o să fie nuanțate. E mult prea ambițios, pentru că aici trebuie să ținem cont. Știți, Europa face parte dintr-o un glob pământesc. Așa e. Degeaba dacă noi o să gândim aici să fie curat deasupra noastră, lucrurile o să rămână curate pentru întregul glob. Deci trebuie trebuie să complexă. Punem și noi picătura exact. În ocean. Da. Bun, după aceea o economie care lucrează pentru oameni, deci o economie echitabilă și o Europa pregătită pentru era digitală. Primele 3 priorități. După aceea este promovarea stilului nostru de viață european, o Europa mai puternică în lume. Și o nouă, cum să traduc, a new push for the European democracy, un nou elan pentru democrația europeană. Bun, ce se întâmplă în practică? Noi, ca Centrul Europe Direct, suntem foarte preocupați acum și lucrăm pentru asta de conferința privind viitorul Europei. Este vorba despre o platformă interactivă care a fost lansată acum în luna aprilie de către cele 3 instituții europene, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Europei, unde practic fiecare cetățean interesat poate să depună o idee, o inițiativă sau un eveniment pe temele pe care le consideră el prioritare.
Ambiția actualei Comisiei Europene este ca în primăvara anului 2022 să avem deja o listă de priorități privind reconstrucția Europei de după pandemie pe baza priorităților indicate de cetățeni. Cred că este pentru prima dată când asistăm la un asemenea efort gigantic de comunicare și de implicare a cetățenilor în creionarea viitoarelor politici pentru Europa. Și vreau să vă spun ceva din culise. Există deja peste 100 de echipe formate pentru a analiza propunerile acestea venite de la cetățeni. Deci sunt echipe de experți la Bruxelles, gata, pregătite pentru a analiza fiecare și a lucra pe fiecare propunere care vine. Vreau foarte mult și astăzi, de fapt, încep o serie de dialoguri la televiziuni și la radiouri locale, prin care invit cetățenii să se implice și îi chem să depună pe această platformă ideile lor, îi chem să discutăm, îi chem să pună întrebări, să întâlnească un expert în politici europene, iată, ne aflăm la masă cu unul dintre ei, să pur și simplu să se implice, dacă dorește, un viitor al Europei foarte apropiat de ce își imaginează. Da, e o inițiativă interesantă, dar m-aș întoarce puțin la noastră, domnule Mureșan, și v-aș întreba cum vedeți măsurile luate la Bruxelles de combatere a efectelor economice cauzate de pandemie, dacă sunt suficient de agresive pentru a readuce pe linia de plutire, ca să spun, economia europeană. Știți, dacă considerăm instituțiile europene, medicul și pacienții, țările, știți cum este, la același medicament reacționează diferit pacienții, din păcate, pentru că măsurile sunt foarte ambițioase. Deci, cu adevărat, sunt excelente pentru ceea ce se întâmplă și cum se remodelează lumea după acest eveniment destul de grav ce a blocat viața socială, economiile în anul 2020 și în 2021. Deci lucrurile nu sunt foarte simple de gestionat, dar ei au abordat destul de larg, destul de bine au acoperit toate domeniile vieții sociale, economice, ca să poată să se aibă loc această recuperare și reziliență. Deci și un sistem destul de complex, dar fiecare țară își remodelează sau modelează acești șase stâlpi de care discutam că trebuie să fie modelați între 2020-2030, ca să-i pui în practică și să acele programe de finanțare, și modelează la, să spunem, la situațiile concrete sau politice pe care le au aceste țări membre. Da, pentru România a fost o veste bună că Uniunea Europeană va acorda granturi atât de importante. Adică e vorba de miliarde de euro. 90 de miliarde. Constatăm că 16 miliarde din cele 29 de miliarde care ar reveni în România sunt de fapt împrumuturi, și se gândește chiar și FMI să asiste acest contract de împrumut. Nu știu în ce măsură vedeți o coerență actualei administrații de la București în ceea ce privește pregătirea celor mai bune proiecte pentru a accesa banii europeni disponibili. Ar vrea eu să răspund aici. Vă rog, vă rog. De ce? Pentru că, știți, în momentul în care ai un elev care merge la orele de matematică și nu înțelege foarte bine, vine cineva și îl mai asistă să-l poată ajuta să se descurce la ore. Deci, așa e. Asistența femeiului, așa trebuie să vedem. De la început vreau să spun că aș vrea să dezgolim de componenta politică această apreciere. Pentru că, sigur, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Parlament, am văzut că PSD pregătește o mențiune de cenzură pe tema PNRR. Sunt nemulțumiți de ce se scrie acolo în buget. Dar eu mă interesează părerea economistului, a omului de finanțe. Da. Deci aici lucrurile sunt destul de complexe. De ce? Pentru că așteptările pentru a investi cele 29 de miliarde pe Planul Național de Recuperare și Reziliență, deci acel 29 de miliarde, dintre care 16 sunt împrumuturi, credite, deci rămân numai 13 granturi, da. Lucrurile sunt puțin mai complexe. De ce? Pentru că tot acest proiect de 29 de miliarde trebuia distribuit pe mai multe destinații ale
societății românești. Infrastructură, IMM-uri, societate civilă, lucrurile acestea. Ei, în momentul în care s-au început planurile, fiecare a încercat să-și taie partea, fiecare minister sau domeniu a încercat să-și taie o felie cât mai mare, mare de tort. Da. Exact. Ei, lucrurile sunt puțin mai complexe decât atâta, pentru că, vedeți, trebuie să vezi aici, dincolo de să-i spunem, aspirația politică, de a crea, să-i spunem așa, lauri în jurul partidului tău și nu. Noi trebuie să vedem aici dezvoltarea unei societăți, efectul asupra societății. Avem în fața noastră o mare problemă. Deci, dintre toate, dacă vreți să mă întrebați ce s-a întâmplat la nivelul societății, eu văd educația într-o situație care pe societate nu poate rezolva într-un an, doi. Deci este un lucru care trebuie gândit și făcut un plan pentru două, trei generații de acum înainte. Am dus la pământ educația în România. Și atunci aloci pentru educație, n-are importanță, 1 miliard, 2 sau 3 miliarde, dacă nu le aloci pentru proiecte care să creeze acea valoare adăugată a poporului român prin educație, degeaba faci lucrurile. M-ați înțeles? Deci dacă vorbim de latura economică. Știți, din păcate, toată această parte structură a Planului Național de Recuperare Reziliență, să știți, am participat la discuții cu Guvernul României. Știți cum au fost discuțiile? Din păcate, primele discuții au fost monologuri. Totdeauna, uitați, astea sunt planul care îl facem, ăsta vi-l arătăm, asta facem, vă mulțumim frumos pentru participare. Nu așa sunt. Deci lucrurile trebuiau să zică. Adică, Uniunea Europeană vine și așteaptă impactul din partea cetățenilor ca să ia influența lor în politicile lor și să țină cont de ele, iar la noi te ia și mai spun, haide să facem. Deci lucrurile sunt complexe, deși pe drum au început să le corecteze. De exemplu, derularea Planului Național de Recuperare și Reziliență a României, avizarea se va face de partenerii sociali. Uitați un lucru, să-i spunem așa, bun, cred că a fost impus, sau dacă n-a fost impus, a fost o idee bună, deci a fost impus de instituțiile europene, dar uitați-vă că e un lucru bun. Te rog, Lia. E o șansă pentru noi, dar trebuie să știm să o și folosim, nu? Adică așa. Primi ajutorul ăsta financiar din partea Uniunii Europene. Asta se aplică fiecărui stat membru până la urmă. Da, numai că știți aici, în funcție de nivelul de dezvoltare, e foarte ușor să treci, să-i spunem așa, de la o infrastructură foarte bine dezvoltată la o societate verde digitalizată sau de la, să zicem așa, vă rog să mă scuzați, o societate îndreptată spre un puternic caracter rural, da, care deja e verde, dar nu poți să pui alături de ea digitalizarea. Deci sunt lucruri mai complexe puțin în spatele. Într-adevăr, există decalaje care, chiar dacă noi mergem pe un trend ascendent, se mențin, pentru că și celelalte state continuă avansează să se dezvolte. Și fac progrese, da. Așa e. Pentru că acum 2 zile am avut o întâlnire de lucru cu experți din Comisia Europeană pe diferite domenii. Aș vrea să vă mai ofer câteva informații interesante referitoare la răspunsul economic la pandemie al Uniunii Europene. Toate aceste pachete privind refacerea și reziliența sunt pachete obligatorii, trebuie să înțelegem asta, adică statele trebuie să le aplice. Sunt cu executare, ca să zic așa, nu sunt opționale. Bun, a doua precizare, acești bani, vorbim despre un total de 3,7 miliarde de euro, sunt bani care există. Ei sunt reorientați din fonduri nefolosite, sunt luați din mai multe surse și puși în acest buget foarte mare care este răspunsul economic la pandemie. Vorbim despre ajutoare de stat, adică infuzie de lichidități în economiile statelor membre, vorbim despre programul pentru șomeri, SURE. Vorbim despre programul Băncii Centrale Europene de 1320 de miliarde de euro. Vorbim despre acest plan, Recovery Plan, care înseamnă 750 de miliarde pentru Next Generation EU și această conferință privind viitorul Europei. După aceea vorbim despre bugetul Uniunii Europene pe termen lung, 1074 de miliarde. Și din acest punct de vedere o să vedem ce se întâmplă de la 1 iunie, cum ne asigurăm că totul e în regulă cu bugetul Uniunii Europene.
Și despre inițiativa de investiții după perioada asta de coronavirus. Da, apropo de coronavirus, suntem partea unei familii mari europene și am avut prin comanda centralizată de la Bruxelles foarte multe doze de vaccin pe care le-am putut folosi și am putut să crea cel puțin o perspectivă mai optimistă că vom vedea sfârșitul pandemiei. Probabil că acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă nu eram parte a Uniunii Europene. Asta e un alt avantaj strategic. Vedem în jurul nostru vecini ca și Republica Moldova, de exemplu, care nu au avut această șansă. Și aș vrea să abordăm un ultim subiect al emisiunii, mai avem vreo două minute de emisiune. Vorbim de certificatul digital, acel pașaport COVID. Credeți că va crea oportunități, facilități pentru cetățenii vaccinați europeni sau va crea și discriminări și nemulțumiri? Da. În primul rând că există încă negocieri la Consiliul European. Parlamentul a fost de acord pentru folosirea acestui certificat verde COVID pentru călătorii libere. Sub ce formă? Sub formă de recomandare. Trebuie să înțelegem foarte clar că Comisia Europeană nu poate să impună o libertate de călătorie așa cum o visăm fiecare dintre noi și că va fi doar o recomandare a Comisiei Europene pe care fiecare stat o va aplica în mod subiectiv. Partea obligatorie ține de forma și de conținutul acestui pașaport, dacă doriți să ne referim la el așa. Apropo, STS, Serviciul de Telecomunicații Speciale, a testat cu succes această platformă. Și au spus că va fi funcțională. Da. Acum, lucrurile cred că trebuie privite din două aspecte. Aspectul, să spunem, securității sănătății, aspectul economic. Aspectul economic, normal că toată lumea așteaptă să își pornească motoarele economiei, să recupereze din această perioadă de un an și jumătate de blocaj, de închidere și măcar să-și poată să-și pornească afacerile în avantajul societății, deci nu numai să nu gândim că este avantajul patronilor, este pentru toată lumea, este lucru că mișcarea afacerilor înseamnă mișcarea societății și dezvoltarea societății și cetățenii așteaptă în orice caz să se miște, să facă turism, să vă dați seama, deci toată această poziție este logică. Ei, acum, modul în care va funcționa, care va fi eficiența acestui certificat? Este un prim semnal că se permite să se deschidă mișcarea socială în direcție economică și în direcția evenimentelor. Aceste lucruri sunt foarte bune. Ei, acum care o să fie finalitatea? Pentru că am observat foarte mult acum în acești 2 ani că lucrurile este așa, prima dată se ia o decizie, după aia se verifică dacă este bună, după aia să zicem viața o respinge sau o acceptă sau își dai seama că experiența înseamnă că nu e bine și repede trebuie schimbată. Deci cred că vom fi în acea situație în care acest certificat va fi validat sau nu de evenimentele viitoare pe care le trăim. Pentru că nu putem fi foarte siguri că lucrurile vor merge numai într-un rând pozitiv și toată lumea o să zburde pe la cabane și în străinătate, s-ar putea să fie iarăși un val sau nu, deci lucrurile sunt destul de complexe. Cert este că se încearcă o înlesnire a călătoriilor. Am primit și câteva, din fericire, întrebări de la studenți. Nu știu cât timp mai avem, dacă pot să citesc una dintre ele. Sigur. Studenți de la programul de jurnalism engleză din cadrul Departamentului de Jurnalism și Media Digitală din Universitatea Babeș-Bolyai. Răzvan Țimpescu, Ariana Ion, Lungu Bogdan și Florin Petruț, studenți toți în anul 2. Despre certificatul verde, foarte, foarte multe întrebări. Apoi, cum va adresa programul, întreabă Bogdan, programul economic al Comisiei Europene, probleme socioeconomice legate de inegalitățile de venit, exacerbate din cauza pandemiei pe care le-a îndurat atât populația României cât și celelalte țări europene. Aici se discută foarte mult de salariul minim european, pentru care, să știți, țările încă n-au ajuns la un nivel de acord. Este logic, pentru că este o diferență de nivel de dezvoltare economică între țări, nu-i tot una să stabilești și cred că decizia va fi una înspre un salariu minim european în două valuri, să-i spunem așa, pentru că automat, dacă am impune un salariu minim european de 1500 de euro pe lună în România, am pune pe butuș toată economia națională, pentru că n-am mai avea de unde să plătim. Deci lucrurile trebuie văzute în această mișcare.
Așa e. Mai sunt și alte întrebări? Cred că mai putem să lecturăm. Da. Dintre programele și inițiativele Comisiei Europene va fi vreuna adresată sectorului cultural, care a fost printre cele mai afectate de pandemie. Aici am chiar un comunicat de presă pe tema aceasta, până îl găsesc. Bun, lumea e interesantă de relansarea evenimentelor, e clar. Da, și se așteaptă să se lanseze evenimentele, exact. Pentru că deci creează și o efervescență socială și evenimente economice, adică și au un impact economic deosebit, deși este logic că toată lumea așteaptă deschiderea acestei industrii la, cu public, la nivelul anului dinainte de 2020. Așa deci e, la nivelul organizatorii de evenimente, cred că sunt printre cei mai lobiți de, și afectate. Am găsit informația, comunicarea de presă de ieri, Comisia a lansat în 26 mai noi acțiuni de sprijinire a sectoarelor culturale și creative din Europa și din afara acesteia, în urma adoptării programului de lucru pentru primul an al programului Europa Creativă 2021-2027. Da, sunt 2 miliarde de euro în sprijinirea redresării, reziliențe și diversității sectoarelor culturale și creative. Da, încă n-am văzut foarte multe semnale la nivel național pe tema asta. Să sperăm că le vom vedea. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la această emisiune. Și cred că am deschis o colaborare între dumneavoastră și Via Cluj este alături de proiectele și va mediatiza proiectele pe care le veți iniția. Mulțumim că ne-ați urmărit. Zi bună, la revedere!